Успімось. Спектакль Дада. Primul spectacol Dada, cu siguranță. Este ușor de trecut de la clasic la stilul începutului de secol trecut? De aceea am și ales să particip într-o asemenea operă, pentru că mi s-a părut că presupune o dificultate aparte. Nu este ușor, dar dacă reușești să-l faci să fie frumos, nu e nici greu. Fiile sunteți mai optimiste, mai vesele, că pe scenă erați cu opusul celorlalți care erau prinși de război, de tristețe, de... De fire, e sunt echilibrat, dar nu mulți accent de optimism. Ați atins mai tare. Ce a fost greu, ușor, de când pregătiți spectacolul? Pregătim din octombrie 2012, dar colegii mei s-au alăturat proiectului mai devreme. Din mai. A fost greu să ne legați tuturor picioarele? Nu, nu a fost greu, dar a necesitat încă câteva exercițiu și... Erau ideile personale sau foloseau diverse? Majoritatea a fost ideile regizorului, indiscutabil. Dumnezeu lui a fost cel care și-a spus cuvântul și... Ce idee personală ați avut? Nu mai știu, au fost mai mult o interferare. Nu pot să zic că au fost o idee mentă a mea. Dar am colaborat și domnul regizor a fost foarte flexibil. Și atunci sugestiile noastre și-au găsit de cou. Ați înțeles piesa? Da, ideile în piesa. Piesa nu are un... Nu are o temă anume, dar are idei care încearcă să ia fiind operă dadaistă. Sunt idei disparate care încearcă să iasă în evidență fiecare prin puterea de sugestie proprie. Și atunci... O să mai jucați într-o piesă de avantgardă, o piesă modernă? Cu siguranță, da. Atât timp cât concepția regizorală nu va fi exagerat, da. S-a preferat totuși la ficul. Din punct de vedere muzical, prefer clasicul, dar la fel. Opera modernă nu are posibilitatea de interpreta mai mult. Da, mai egală calitățile cercetative. Numai sau și cele scenice, cele de mușcare? Scenice, da, da.